Titularizat în premieră, Daniel Nicolae a ratat prima ocazie a partidei. Șansa s-a răzbunat rapid după o fază în care pasele viitorului au curs ca la antrenament, iar Florin Tănase a finalizat. Astra a forțat egalarea și a reușit-o după încă un șut periculos. Tot Daniel Nicolae a înscris prima oară pentru giurgiuveni și Mudica a plecat cu toate punctele de pe terenul lui Gică Hagi după ce două rezerve i-au rezolvat victoria. Ionița a centrat pentru Deamorim. Viitorul a încercat să repare ceva în prelungiri, dar n-a reușit. Astra s-a impus cu 2-1 la Ovidiu și a bifat a doua victorie pe terenul Viitorului după 3-0 în Cupa Ligii acum 3 săptămâni.